Da. Eu filmez, de-am, da. Dar de ce din urmă și așa camera? Dar ca să vadă că te cheamă Oleg Adrian, numai în spate scrie, în față nu scrie. A, ei, da, băi. Uite, care avem noi o problemă? Numai una? Voi sunteți ghem de probleme. Este o singură problemă, iarăși cu statul. Una mai importantă. Adrian este orfan. Adică băiatul ăsta. Da, băiatul ăsta îl cheamă, pe documente îl cheamă Fechea. Fechea e foarte frumos numele în Ucraina, Rusia, Bielorusia, dar în Moldova las și Adrian. Eu am spus că nu mai numesc pe dânsul Fechea și așa mai departe. Eu i-am dat numele frumos, Adrian, al nostru. Așa. Și el trebuie, cum el a fost în școala internat, și ca cum și este legea, la urbanii trebuie să creie apartament. Cum o angajat pe Adrian statul, dar nu și el ați răspuns. Hai, Adrian, la internat. Suficient de internat? Da, cum te-a angajat la sână și ea. Am întâlnit 8 clase și după asta pe mine m-a dat statul, m-a dat la 1 Aurel Vasilievici. Și de unde? La Aurel Vasilievici, statul Volovera, e 1 Soroca. Aha. De la Visoca m-a dat. Și după asta, deodată era bine și pe urmă el a început cu dealul ei. Mi-a bătut pasul, cu pasul de la motor, de la DKU. Pe tine sau mai mulți? Și pe mine și... Bine, mai erau care acolo... Dar când a fost asta? Poftim? Când a fost asta? Asta e de mulți, că eu ani caut, tot caut și tot mai bine. Asta... De lucru, altceva, da? Da, așa, de mai bine. Și tot așa, după asta pe deși i-am dat la poliție. Trebuie să dau la poliție, pentru că m-au bătut pe mine. Și la stână mâncam uruială, mâncam silus, adică altceva, e și eu așa, ce și aveți, și aveți așa e mâncați. Nu am dus și eu șava de mâncare, da? După descarca camazul silus. Lămurește la Oleg, la lucru, da, că internatul, ca să angajească la lucru după lege și să-i acorde apartamentul cum trebuie și cere... Și internatul trebuie să-ți găsească de lucru? Da. Da. Aha. Statul internat este o parțime din stat. De acord, da. Când împlinești 18 ani, trebuie să-ți găsească de lucru și casă. Și vădă-le robotu și mestă jilia. Am înțeles. Cu spațiu locativ. Adrian este și invalid în afară de asta. Lui trebuie să pui gradul întâi, așa medici a spus, dar pe urmă s-a zis, ei, las, ca să ieșiți voi din internat, o să puneți voi singur pentru dânsul, grad de validitate, aha. Înțelegeți cum? Și o dus pe dânsul la stână. La am înțeles, el o povestit. În loc de să ducă, să facă viza de reședință cum trebuie, pe dânsul o aruncat pur și simplu, fără viza de reședință, dar dacă n-ai viza de reședință, în moment dat nu poți face niciun document că vin că nu ai viza de reședință. El locuie la Aurel Vasilceala, după cum el și-a spus, și la urma urmei el a fost nevoit să fugă, fiindcă pe dânsul, nu numai pe dânsul dușeau, pe toți orfani care terminau școală dușeau la dânsul, la stână aceea. Și după asta el a mers la alt sat, care noi sate anume nu anumim, și numele la oameni și tot nu numim, чтобы в целях самозащиты тех людей, adică, да. Și iaca povestești cum tu ai fost în altă teamă familie. Da, în altă familie unul a zis că da, și-a s-au ținut așa de mult pe ăsta. Dar și era un fel de tată sau cum? Nu, el vine sau spății frate, la familie. Sau ce? Nimic, eu prin familie mă ducem, mă stăruiem că am o bucățică de pâine, să am un trăi, cineva să mă îmbrăși. Cum, ei să aibă grijă de mine și eu de dânsul. Uh-huh. Și nu a ieșit așa cum am vrut eu. Și m-a spălat la două de noapte, m-a pălit cu tapci în cap și eu am reușit să mă duc la dânsul. Și de acolo m-am dus tot din casă în casă în plamă, așa e că să caut. Tu te-ai dus la ora 2 de noapte? La ora 2 de noapte m-am dus. Ai plecat din familie aceea? Da, plecat din familie. Și m-am lichit de unii lucra haine, cosă haine, un fel de fapt. Atelier de croitorii, da? Atelier de croitorii. Și eu plângând m-am spus că eu n-am unii dorni, n-am... Și am tot nici acolo, eu... la Soroca? La Florești am. Aha. Ianț, eu n-am unde trăi,
după asta m-au prânit oamenii o seară, am dormit la storuș acolo, în bază, acolo am dormit. După asta m-am țineam cata de cap la altă familie. Și tot de când îmblea așa? De când ai terminat? De când am terminat școala, da? Eu am terminat la 16 ani, acum are 24. În total... Dar și la 16 ani vă dă afară, nu la 18? Dar el 8 clase. Aha. Și s-a dus la alte familie. Noi nu numim anume sate și numele. Bun, dar de ce să le pomenești pe toate? Da. Pomenește acum că au ajuns la tine. Povestește-mă de parte. Nu, noi avem așa. E adică lungă povestea, dar și trebuie toate epizoadele spuse. Eu pur și simplu vreau ca să spun. Spune cum tu ai făcut cunoștință cu mine, Adrian. Cu tine? Dar nu cu mine. Clar, cu mine. Prin... cum am aflat prin curaj TV și sunt la o familie, am dat de... avea un computer și eu de ascuns le așa mă aducem că nu-mi dat de-o voi. Mi-e interzeu să nu le stră computerul. Out. Și tot așa, dar dânci, am scris Curaj TV și prin Curaj TV am dat Oleg Adrian. Aha. Și noi ne-am sfătuit, uite, că eu tot așa ca tine, tot... Nu, tu ai sunat lui Oleg. Lui Oleg la Curaj TV. Sunat. Ca să-i dau numărul tău? Da. Ei bun, și v-ați găsit? Și da, ne-am găsit. Și deamul de eu spun aici. Și mi-a sunat Adrian Nia și ne-a lămurit cazul este. Au spus, uite, Oleg, eu am fost prin toate familie, deamul, n-am încredere în nimeni. Fiindcă fiecare când te duci deodată, primele zile ți s-o poti vaste, pe urmă de cu mătru ți țin și așa mai departe. Tot n-am masă, tot n-am scaune, trăiesc. M-o dată aici să stau într-un sărai, să, cu greu, să dorm aici. Și e foarte greu și nu știu ce să fac și dacă tu poți cu ceva să-mi ajuți, eu și eu parte să-i mulțumesc. Eu, cum se spune, n-am putut să-i ajut cumva altfel decât să-l eu însuși pe dânsul la mine, acasă. Asta e ajutorul meu, că eu milioane n-am, bani nu am să-i dau lui ea, dar ce am putut, am încercat să-i ajut. Și acum noi, Stăiane, de când el a venit la mine, deja noi hotărâm întrebarea asta, că totuși statul să-i dea apartamentul. Clar lucru că cu statul n-aș și judeca, fiindcă m-am judecat și eu și ei până la urmă chiar și-au spus că ei nu trebuie să-mi dea apartamentul, dar din 2001 a fost legea și în 2008 a fost potvrjdionă legea că la orfani se dea apartamente, mai ales dacă sunt invaliți, și asta este pe hârtie de degeaba. Pe hârtie, da. Așa cum și este permanent toate legile la noi. Nu să asta ia. Și acum noi am hotărât. Eu n-am știut că Adriana să vină la mine. Și eu și am completat cererea ca să mă adresez la caravana de Crăciun. Dar acolo și deam am fost nevoit să mă duc cu Adrian la dâns și am spus eu. Eu n-am știut că pe data de 17 august să vii la mine Adrian, corect? Înseamnă... Și i-am spus că am povestit istoria lui Adrian. Zic, ia că așa și așa și așa și așa. Tot ce v-a povestit Adrian, tot i-am povestit Lora. Pe dânsul i-am lămurit lor că ia că unii familii chiar vreau să scăpe de dânsul și o duce eu la psihbolniță ca să șadă acolo și să gândeau într-un dâns, poate nu mai vine el. Dar el dacă nu avea unde să vii, el vine la dâns și înapoi, înțelegeți cum? Și i-am lămurit. Și eu o scris acolo ceva, nu știu ce. O zis bine, dacă ceva noi dumneavoastră vă apelăm. Și eu foarte am mare încredere și dorință că totuși protivez ei în vedere situația noastră, da, și să ne ajută, măcar că lui Adrian să ajută să arăte situația lui și să rezolve, fiindcă știți cum, când omul nu are casă, el poate să îmblă prin căsă de perete, dar la fiecare om se schimbă viața, de-aia mâine mă însura, voi mâine mă duc și peste pătare, poate voi muri și Adrian să rămâie singur, dar el trebuie să aibă un sprijin, cum se spune, de spațiu locativ, ca să știe că nimeni să sufere și așa mai departe. Din motivul că el tare mult retraie, abladânsul acum țesiunea că nu alaltă, el s-a ridicat, era 185 pe 75, a fost nevoit să ducem la medic. Dar, pur și simplu, știți, el permanent primele zile m-a întrebat, dar tu n-ați mă aluși, dar tu n-ați mă aluși. Eu spun, uite, eu nu te alung pe tine, tu stai atâta cât poți sta la mine, dar noi să încercăm să rezolvăm cumva întrebarea asta, eu nu știu.
Nu știu, eu nu vreau ca să încearcă să rezolvi întrebarea lui Adrian, fix așa cum a rezolvat întrebarea mea cu operația unii oameni. Eu vreau să fie deja concret, da? Și de atât m-am adresat la caravana de Crăciun. Da, și e că aici, asta eu am scris cu mâna, vezi, Ureșca? Văd, dar cum ai nimerit tu literele? Am nimerit, am scris, eu țin minte și latina și rus, cum și nemțească țin minte, eu și m-am învățat. Deci te rogi la Dumnezeu? Doamne, ca ProTV-ul să vă includă pe voi pe lista de la caravana de Crăciun. Caravana de Crăciun. Dar și Dumnezeu are treabă cu ProTV-ul? Nu, Dumnezeu are treabă cu inimile oamenilor. Dacă oamenii și ei să aibă milă de noi și să hotărască să ne ajute, atunci ei să ne arată, da? Că, înțelegi, acolo nu e mare misiune, acolo nu mă trebuie să arăte, dar lumea de-a trebuie să ajute, înțelegi cum, dacă care vrea. Dar fiindcă lumea nu prea are încredere în toate, ia ca cum, organizațiile este, unica care este caravana de Crăciun, în care deja lumea mai mult a început să creadă, înțelegi cum? Că ei n-astrângă pe un cont 10 oameni, ei strângă un om pentru un cont și a să aibă grijă să ajungă banii acolo unde trebuie, înțelegi, Oleg, da? Și lumea are încredere că e vede că fiecare an când se face acest lucru, deja se rezolve întrebări multe. Deci vreți casă pentru Adrian care îl chema în documente Feghe? Da, pe el și este Feghe, dar pe Adrian eu am schimbat. Dar tu ți-ai luat ței numele Adrian și am îl dai la tăți alții. I-am dat și lui o bucățică și cu... Ori să mă schimb și eu și Adrian. Hai puțin, Muleșu, dacă îți place, principalul, să-ți placă. Da, important e să simți gheni. Da, dacă nu-ți place, și să-l poți deja. Da, și Oleg e bun. Eu nu știu, Oleg, cumva e că tare aș vrea să scoți cu petița așa din nou sub asta. Sub clipul nostru ăsta, sub filmulețul ăsta. Și oameni care mai sunt buni pe pământ, să mai scălească și poate că ia ca... Petiția cu adresare cât ProTV, da? Da, cât ProTV. Și poate avea milă, domnul, de noi și ne-a ajutat. Eu deamă pentru mine, eu de mult m-am pierdut speranță ca să văd. Și așa, ce eu cu mite și mai clate, mai lumea... Ei, nu știu, adineaur am întâlnit un nevăzător la curtea de apel și au auzit că americanii deamă i-au invitat un ochi bionic și... Cu cerut de la Ministerul Sănătății contactele și chiar au primit adrese de la americani. Nu putem să taiem pur și simplu ochi cu buțet dacă vrei să pun bioni. Nu, zi bani nici nu stai, nici de taiem. De acord, dar prin bani e problema, da. Înțelegi? Și eu tot ce am putut, cum spune, am încercat, dar nu pot. Și ia că vreau ca lui Adrian să ajungă acum. Nu știu, nu știu, eu foarte disperat, eu când am auzit istoria lui Adrian, știi, mulți veneau la mine și îmi spuneau că ea că n-am casă, e bine, dar și la toți e greu, dar ea că am înțeles că nu mi-e la dânsul de situația așa care trebuie ajutat și pe urgență, fiindcă asta nu-i trai, să-i Doamne ferește asta. Și eu, unicul care am trecut tot, nu cum unicul, puteți să mulți să trec prin asta, dar eu dacă au ajuns la mine, eu eram unul dintre cei care au trecut tot prin asta și eu înțeleg că e foarte greu. Nu mă laud, Doamne ferește, că am primit pe Adrian, că așa cum vreau să mă laud, n-as mă laud nimeni oricum, în afară de Domnul, dar vreau ca să ajute lumea lui Adrian, tare vreau asta. Da, și știți, asta eu socot că cel mai mare... Bun, Oleg, o să transmit. Și, Oleșca, dacă vrei, tot vrei ceva, vorbești cu mine, cu oamenii ăștia, la profile, cumva tu ești mai apropiat ca jurnalist, înțelegi? Mai apropiat eu de ProTV, nu prea cred. Nu ești de ProTV, dar de oameni, ei te stimează oricum că... Nu te mai gândi că nu te stimează oamenii. Am înțeles. Și poate ne ajuta. Hai că am plecat, eu am treabă, noroc. Hai. Numai bine.